Bună ziua! Sunt Ruxandra Mirea și vă invit să ne fiți alături la o nouă emisiune din seria Actualitatea Culturală. Astăzi mi-am propus să vă aduc atenției dumneavoastră o altă categorie de muzicieni ce slujesc această artă deosebită, muzica, prin trudă, prin abnegație, prin responsabilitate și se dăruiesc aproape necondiționat publicului și celorlalți artiști alături de care sunt împreună pe scenă sau la repetiții. Astfel, astăzi am invitat-o pe maestrul corepetitor, pianista Natalia Gribinic. Bine ați venit! Bine v-am găsit! În emisiunea noastră. Ne bucurăm foarte mult că ne sunteți alături. Dumneavoastră reprezentați un eșantion de muzicieni cu un statut special, acela de a fi instrumentist și mai mult de atât de a se plia cu responsabilitate, cu consecvență, cu condescendență față de alt muzician, împreună construind un cuplu pe scenă, un parteneriat demn de toată lauda. Pentru că nu este ușor atunci când ești pianist corepetitor să îți pui știința în slujba altui instrumentist, fie muzician cu o pregătire în canto, fie că este vorba despre un muzician instrumentist. Pentru că, trebuie să amintim, este vorba despre acest gen al muzicii de cameră în care dumneavoastră sunteți un reprezentant valoros. Sunteți astfel o pianistă apreciată în urbea noastră, în Constanța. Sunteți în acest moment titulară al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski. Deopotrivă colaborați cu Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius și cu siguranță există și alte colaborări pe care dumneavoastră ni le oferiți nouă melomanilor în sălile de concert. Dacă îmi permiteți, am să vă stârnesc și pe dumneavoastră și pe publicul nostru, amintind că sunteți absolventă a unuia dintre cele mai prestigioase conservatoare, pentru că trebuie să știm că denumirea dinainte de a fi Academie de Muzică este aceea unui conservator, deci a conservatorului de muzică Gavril Muzicescu din Chișinău. Proveniți dintr-o cultură foarte apropiată inimii noastre, a românilor, suntem frați, dar este vorba despre o înaltă școală de performanță muzicală și pianistică. Iată, dacă nu mă înșel, la anul se împlinesc 80 de ani de când această instituție a fost înființată și mi-aduc aminte că este vorba și despre inițiativa la începutul de secolul 20, în anii 19-20, ai secolul 20, a lui George Enescu, atunci când a gândit înființarea unui așezământ muzical denumit oarecum conservator și în acea perioadă Unirea. Deci acolo, peste Prut, ne întâlnim din nou cu George Enescu și poate nu întâmplător, dumneavoastră ați avut acest traseu al vieții dumneavoastră revenind în țara unde s-a născut George Enescu. Prin urmare, veniți dintr-o zonă culturală remarcabilă. Ce puteți să ne creionați în câteva tușe despre muzicalitatea acestei zone?
În primul rând, aș vrea să spun că cultura muzicală a celesoneste are niște rădăcini foarte adânci, într-adevăr, și aș vrea să amintesc anume acea perioadă de care ați menționat la început, sfârșitul secolului XIX, a doua jumătate a secolului XIX, unde au fost consolidate legături culturale cu Rusia, Ucraina și, bineînțeles, cu România. Atunci au început să se facă turnee în Republica Moldova cu artiști consacrați, renumiți. La capitolul compozitori aș aminti și pe Ferenc Liszt și pe Robert Schumann, care venea iar în la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, Republica Moldova a devenit cel mai mare centru cultural din sudul din sudul Uniunii Rusești. Exact, RSS. Foarte corect. Așa. Într-adevăr, foarte bine ați subliniat, este vorba, fiind, dacă ne gândim la secolul XIX, este vorba despre prima înflorire a școlilor naționale, atunci când culturile adiacente nucleului acela din Europa ușor, ușor se dezvoltă pe baza a ceea ce a însemnat această bogăție deosebită a melosului popular. Și într-adevăr, există o tradiție în acest sens, în această zonă a dumneavoastră, pe care o reprezentați dumneavoastră. Mulțumesc. Și atunci era dezvoltate și mai mult aceste turnee în care venea Rahmaninov, Scriabin, Șaleapin, era permanent. Îmi amintesc cu drag de spectacole de la operă care erau cu Arhipova sau cu cântăreața noastră, bine, asta deja mai târziu, Maria Bieșu, despre care vrea să povestesc un pic, care o poveste remarcabilă și într-adevăr este o legendă a muzicii de operă internaționale. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră v-ați apropiat de muzică sau părinții dumneavoastră au avut această inițiativă? Părinții au avut, sigur. Nu aș putea spune că am simțit o chemare către muzică. Mai mult, părinții mei nu au fost muzicieni, dar au fost melomani. Tatăl meu a cântat la chitară clasică și bea foarte mult muzica. El și-a dorit ca fiicele lui, că mai am o soră, fiicele lui să facă pian muzica. Datorită lui am început studiile muzicale, care la început au fost cam greu, că mi-am dat seama că învățarea unui instrument... În ecuație a intrat și munca, da, și responsabilitatea. Responsabilitatea, desigur, e un drum și mi-am seama că e un drum destul de greu și a fost așa, cu mici probleme, să zic, până... Nedumerire. Nedumerire, da. Dar am fost foarte mult monitorizată de tatăl, care prietenului făceau parte, o mare parte din prietenii lui erau muzicieni, chiar profesorii de muzică pe care îi aveam erau prieteni și îi aduceau la cunoștință toți pașii mei pe care îi făceam. Dar mai târziu a apărut această dragoste față de muzică pe care... Deci dumneavoastră ne subliniați un lucru pe care noi îl cunoșteam și ne bucurăm că îl auzim și se certifică faptul că în partea aceasta de peste Prut, în zona aceasta slavă, există o tradiție muzicală în familie, nu neapărat profesionistă, dar această preocupare pentru educarea pruncului înspre frumos, înspre adevăr, era o constantă în unele familii. Așa s-a întâmplat și cu dumneavoastră. Și ușor, ușor, pianul a fost primul instrument și ați cunoscut profesor de pian remarcabil, care, așa se întâmplă în meseria noastră, trebuie să dezvălui, profesorii devin a doua familie.
profesorii de instrument sunt a doua familie pentru elevi. Da, așa este adevărat. Aș spune mai mult decât atât. Profesorul pe care l-am avut la liceu, colegiul atunci, și acum în prezent se numește colegiul, colegiul de muzică din Bălți, unde am urmat studiile, am avut-o pe profesoară, pe Irina Neoneta. Ea pentru mine era profesor, era părinte și era un înger păzitor, mai mult decât atât. Deci era un înger păzitor, într-adevăr, avea o dedicație, era foarte dedicată meseriei de profesor. Deci, în primul rând, că făcând o paralelă cu viața personală, nu a avut familie, nu a avut copii, s-a dedicat în totalitate elevilor ei. Mi-amintesc ultimul an de liceu în care studiam cu dumneiei, am prins și o perioadă dificilă în care erau probleme, se oprea curentul de la o anumită oră, noi nu puteam să studiem. Deci după orele pe care le aveam ziua cu dumneiei la clasă, venea pe la 8 seara și studiam cu lumânarea. Deci studiam cu lumânarea, alegeam sala cu pianul cel mai bun. De ce? Fiindcă în perioada aceea era, mă pregătea pentru un concurs în Italia, la Pinerolo, și studiam cu lumânarea ore în șir, după care mă lua la ea acasă și norocul era că stătea, avea apartament foarte aproape de colegiu și ne permitea asta, să stăm până târziu cu cărți, cu pick-up-ul nelipsit, în care ascultam audițiile, audiții comparate, sunt foarte necesare. Așa este, ascultam diverse interpretări, discutam despre lucrarea respectivă, mi-aducea diverse cărți scrise despre compozitori care îmi deschidea, deci cartea la pagina respectivă în care se scria despre anumită lucrare și spunea, uite ce spune compozitorul ăsta, dar uite ce spune compozitorul ăsta despre cum să... Adică aveam... Vocația adevărată întotdeauna dă străfulgerări de acest gen este, și da. Intențiile bune întotdeauna ajută și construiesc elevul din fața sau de alături al profesorului. Aș vrea să vă întreb, ca tânără aspirantă, ați pășit cu încredere și mai departe spre conservator și apreciem și ne amintim cu durere în suflet și noi am avut această epocă de tristă amintire, dar care poate chiar un pic mai mult ne-a stârnit interesul și aplicarea spre vocația noastră și spre drumul nostru. Nu a fost ușor, însă nu întâmplător, poate astăzi este nevoie să reamintim acele greutăți prin care noi am trecut, însă atunci când ai o determinare, o intenție foarte clară în profesia pe care vrei să o urmezi, calea se luminează dintr-o dată și oricâte obstacole ar fi, este evident că trebuie să pășești pe acel drum. Deci, ca tânără aspirantă, pianistă, ați intrat în conservatorul Gavril Muzicescu. Vedeți că acel conservator poartă denumirea, numele unuia dintre cei mai importanți compozitori români, născut și el la Ismail, dar stabilit la Iași, un compozitor complex, dirijor, muzicolog, compozitor, care nu întâmplător a fost ales să reprezinte acea comunitate de muzicieni din partea dumneavoastră a Chișinăului. Deci ați intrat la conservator. Da. Și în acea perioadă am o amintire foarte, foarte interesantă și plăcută pentru mine, că în momentul când, bine, eram foarte decisă și hotărâtă să merg, să continui studiile la conservator, numai că în acea perioadă a fost o generație de elevi foarte, foarte bună. Și acum, când
mai reîntâlnesc cu foștii profesori, tot timpul mi-am amintit, zice, nu mai sunt elevii, studenții cum erați voi cândva, zice, toți profesorii își amintesc de anul nostru, de generația noastră de studenți, promoția noastră de studenți, zice, dacă erau la un nivel așa, acum este mult mai jos. Și de frica că nu voi putea să intru, când am depus actele pentru înscrierea la, pentru examenele de admitere, eram undeva printre ultimii, că deci nu mi-amintesc exact care era numărul, cred că era undeva 14 și noi eram 17-18, mai mult. O concurență considerabilă. Am scris pentru studii în România. Gândul mi-era la Cluj, să merg la Cluj să studiez. Am avut... Iarăși mă întorc la anul acela, ultimul an de liceu, care am studiat foarte intens cu profesoara despre care v-am povestit. Au fost diferențe foarte mari, adică evidente, fiindcă în toamna aceea participasem la un masterclass la profesorul meu, viitorul meu profesor de la conservator, Serghei Covalenco, și mă cunoștea, cunoștea nivelul meu de atunci. Și în momentul când am cântat examenul de admitere, am fost chemată la decanat și întrebată de ce am scris pentru studii în România. Zice, nu, și mi-au propus să rămân, dacă îmi doresc, la conservatorul din Chișinău. Și mai mult decât atât, că mă va lua profesorul Serghei Covalenco la clasa lui de pian, care este un profesor și un pianist fabulos. Dedicat. Dedicat la fel meseriei. Era un noroc și o fericire să fii la clasa dumnealui. Auzind această propunere, bineînțeles, am considerat că e cea mai fericită zi din viața mea, care poate fi. Ați fost apreciată la reala dumneavoastră valoare. E foarte important lucrul acesta în perioada tinereții. Să simți că reprezinți plus valoare. Deci, fără să, nici măcar să-mi treacă prin minte că se poate întâmpla așa ceva, s-a întâmplat. Probabil, nu știu, niciodată nu m-am considerat o pianistă valoroasă sau... întotdeauna am muncit foarte mult. Cred că munca a fost pe primul loc. Și atunci când se muncește și se muncește din inima, dau rezultate, se obțin rezultate frumoase. Absolut. Urmează să vă întreb, pentru că dumneavoastră mă provocați în acest sens, care considerați și la acel moment și acum când sunteți profesionist că ar fi calitățile necesare pentru un pianist autentic, reprezentativ, virtuos, așa cum sunteți dumneavoastră în acest moment? Adică vă puteți asuma această responsabilitate de a cânta pe scenă în orice moment. Care ar fi acele calități pe care dumneavoastră vi le recunoașteți și le-ați sugera copiilor noștri, elevilor și studenților noștri? În primul rând, talentul este foarte important. El există, e un har. E un har. Pentru care ai o răspundere foarte mare. Cu cât harul e mai mare și talentul, cu atât responsabilitatea este mult mai mare. Niciodată nu trebuie să ne mândrim cu asta sau este un talent pe care noi trebuie să-l dezvoltăm și să-l dăruim publicului. Deci nu... Foarte frumos ați subliniat, adică smerenia este foarte importantă. Exact. Smerenia este foarte importantă pentru un muzician în general. Și bineînțeles, ambiția, trebuie să fii ambițios, trebuie să știi ce îți propui și multă muncă. Adică, un pianist, câte ore studiază pe zi ca să ajungă la această performanță? În adolescență studiam foarte mult. Deci eram la 6 dimineața, zilnic, la ușa conservatorului. Așteptam să ne descuie portarul ușa să intrăm. Câteodată întreba, dar voi nu aveți somn? Ce căutați aici? Era iarnă, era ploaie, era vânt, eram acolo. Deja, deci asta a fost o regulă pe toată perioada studenției.
Și, bineînțeles, de la 6 până la 10, până la începerea orelor, studiam, după care mergeam la ore, veneam acasă, mâncam puțin, mă odihneam și seara iarăși până la 10, noaptea, la studiu. Deci foarte, foarte mult studiu. Acum, trecând peste mulți ani, nu mai ai capacitatea aceasta de a studia atât de mult, cu toate că trebuie să recunoaștem că acel bagaj este sedimentat. El trebuie întreținut. Acea muncă și acel efort de a crea acele deprinderi, acele rețele neuronale, evidente, fără de care nu putem să ne dezvoltăm abilitatea respectivă, s-a îndeplinit foarte mult în acea perioadă. Acum este nevoie de întreținere. Exact. Da? Așa este și acum aș reporta la 3-4 ore, nu mai mult, sunt suficiente pentru studiul zilnic. Deci este foarte important de apreciat 3-4 ore zilnic de întreținere de studiu. Aveți o carte de vizită pe care o apreciem din momentul în care dumneavoastră v-ați stabilit în România și înainte ca și studentă, ca și elevă. De la această absolvență pe care dumneavoastră ați avut-o la pian principal, la secția pian principal, orientarea a fost către aceea a muzicii de cameră. Și este momentul acum să dezvăluim publicului ce semnifică această sintagmă muzică de cameră, ca să înțeleagă și această titulatură, această denumire a dumneavoastră de maestru corepetitor pianist. Este vorba despre acea perioadă a sfârșitului de renaștere și început de baroc, când muzica, o dimensiune importantă a muzicii s-a desprins de muzica sacră și a devenit muzica laică, iar ea se manifesta cu preponderență, aproape exclusiv, în castelul nobilului, în camerele destinate muzicii. Din acest motiv a luat această denumire de muzică de cameră. Aici aveau loc acele întâlniri deosebite, muzicale, între un instrumentist și alt instrumentist care îl acompania la instrumentul vremii. De cele mai multe ori era vorba despre o spinetă, un clavecin, un clavicembalo, mult mai târziu a apărut și pianul, da? Deci, în această conjunctură, în acest parteneriat frumos, în această complicitate, s-a născut ideea și această meserie pe care noi astăzi o cunoaștem de maestru corepetitor, pianist. Ați ales această cale în care dumneavoastră vă dezvoltați pe mai departe cariera alături de alt muzician, indiferent ce este el, un violonist, un oboist, un fagotist sau o persoană care, un instrumentist, un muzician care este absolvent de canto, adică o soprană, un tenor, un bas, un bariton, o altistă și așa mai departe. Deci ați ales acest traseu muzical în care dumneavoastră să susțineți alt muzician. Ceea ce face un pianist este mai mult decât onorabil, pentru că practic el aparent se află în umbra altui muzician, dar respiră odată cu el. Este o consonanță perfectă între pianistul corepetitor, între maestrul corepetitor și celălalt instrumentist. Vorbiți-ne dumneavoastră, vă rog frumos, despre această atitudine pe care dumneavoastră o aveți. Vă e ușor, vă e bine? Da. Deci a fost greu la începutul acestui drum, fiindcă în studenție noi am fost formați ca și instrumentiști interpreți. Individual. Soliști, da. Numai că realizezi când te lovești de situația dată, realizezi că nu este chiar așa. Deci soliștii concertiști sunt unități care se desfășoară activitatea în acest fel. Deci toți după aceea devenim maestri corepetitori.
poate și pare nesemnificativ la început, când spunem un corepetitor, dar este foarte de mare necesare, de o mare necesitate, mai ales într-un teatru de operă, zic în cazul de față, unde un solist... Orice solist nu se poate dezvolta, nu poate asimila o partitură fără maestrul corepetitor. Nu poate să ajungă să cânte cu orchestra până nu își însușește partea lui foarte bine. E, și rolul acesta îi atribuie pianistului corepetitor. Deci pianul este practic o reducție a întregii orchestre. Tot ce se regăsește în partitura unui pianist este o reducție a tuturor instrumentelor dintr-o partitură generală, iar pianistul, cu abilitatea, agilitatea și responsabilitatea sa, practic susține acel solist. Iar solistul, prin pregătirea sa și virtuozitatea sa și atenția sa, în permanență este dependent de maestrul corepetitor, pentru că singur, fără sprijinul și ajutorul pianistului, nu poate să construiască nimic. Da, deci fie că e un solist instrumentist, fie că e un solist vocal, cum ați spus, fie că e un corist, într-adevăr are nevoie de multe repetiții, bine, unii de mai multe, alții de mai puține, în funcție de... Dar datoria pianistului este să-l ajute, chiar și pe cel mai bun, să-l ajute să se perfecționeze, să chiar să-l ajute câteodată, vorbind la soliștii vocali, să-i dea și un sfat tehnic până la urmă, fără să intre într-o lecție de canto, sau să-l ajute să-și menajeze vocea. Deci are o mare responsabilitate acest corepetitor. Asta dovedește pregătirea complexă a pianistului. Deci este obligatoriu să fie un pianist profesionist, cu studii muzicale și cu o răbdare foarte, foarte mare. Da, mă gândesc că atunci când ești calat și orientat într-un domeniu atât de frumos în care suntem noi, al muzicii, răbdarea, dacă nu e constantă, ea trebuie să vină. Da, la un moment dat trebuie să o chemăm. Gândești, păi e atât de simplu, de ce nu se înțelege? De ce? Adică, dar trebuie să ai răbdare și să înțelegi toate astea, fiindcă se asistă la repetiții îndelungate. Deci este exact... ceilalți văd doar vârful aisbergului, care este spectacol în sine cu orchestră, dar în spatele lui implică foarte, foarte multă muncă. Așa este. Muncă se datorează mai multor persoane. Factor. Exact. Din nou, ați înaintat cu o altă atitudine pe care trebuie să atragem atenția, aceea a faptului că orice instrumentist într-un recital, într-un concert, într-o manifestare artistică, cântă în direct. Nimic nu este contrafăcut, nimic nu este distorsionat. Instrumentistul este practic expus publicului. Ce înseamnă să fie expus? Înseamnă că există un bagaj tehnic, emoțional, pentru că vorbim și de o stăpânire a emoției, de o inteligență emoțională, fără de care nu se poate. Deci există acest bagaj extraordinar pe care instrumentistul, recte, pianistul, corepetitor, cum sunteți noastră, îl dezvăluie în direct, fără niciun alt paravan. Deci tot ce se studiază în ani de zile trebuie expus atunci în direct. Adică emoțiile sunt la un voltaj maxim, practic. Așa este, da. Într-adevăr, asta necesită foarte multă pregătire, ceea ce avem nevoie de timp ca să se sedimenteze. Timp înseamnă ani, ca să se înțeleagă. Este vorba de ani de zile la pregătire. La pregătirea unui concert, de exemplu, fiecare da. Are nevoie de timpul lui ca să o pregătească. De multe ori, fiind un program foarte încărcat, volum foarte mare de muncă,
nu este suficient timp, dar în acest scurt timp trebuie să pregătești cât mai bine, fiindcă acest concert este o responsabilitate foarte mare pentru noi. Deci noi practic dăm o hrană duhovnicească, exact, spectatorului, foarte frumos ascultătorului, și trebuie să avem mare grijă ce hrană îi dăm, fiindcă el vine să se purifice, vine să-și încarce sufletul, și atunci pregătirea asta este foarte importantă dinainte. Emoțiile sunt desigur foarte mari, dar le putem gestiona. Deci, personal, care este starea dumneavoastră atunci când sunteți pe scenă? Am foarte mari emoții. În momentul când m-am așezat la pian și a trecut prima piesă, de exemplu într-un concert, într-o cameral sau, și am văzut că mă simt bine și publicul este receptiv și este comuniunea dintre dumneavoastră și solist. Așa este. O simțiți? Începe actul artistic să devină o plăcere. Și atunci, fără gândul că mai vreau să plac sau vreau să fiu bună sau nu știu ce, nu, deci tu vii să oferi publicului, și dacă ai simțit publicul că te-a înțeles, a vibrat cu tine, este minunat. Înseamnă că ți-ai îndeplinit datoria față de... Datoria, da, este o... Publicul percepe ca o terapie, așa este nevoie să fie perceput, de fapt, actul acesta muzical al noastră. Practic oferiți bucurie, fericire, oferiți din prea plinul dumneavoastră, și este foarte important acest lucru. Și, emoțiile le puteți gestiona? Emoțiile le puteți gestiona? Da, cred că deja, da, erau momente în studenție, încă nu înțelegeam acest aspect, dar acum emoțiile trebuie să facă parte dintr-un act artistic. Noi știm că există emoții pozitive și emoții negative, și prevalența celor pozitive este foarte importantă, așa cum a spus dumneavoastră, când veniți cu acest cel de a dărui, de a oferi. Celelalte negative nu-și au rostul și nu-și au sensul. Considerați că este diferența foarte mare dintre un pianist solist și un pianist corepetitor? Este ceea ce am menționat mai devreme. Un pianist concertist studiază pentru el. Un corepetitor studiază, se pregătește pentru a ajuta partenerul pe care îl acompaniază. Sau... Deci e muncă pentru doi, pentru trei, pentru patru, pentru că muzica de cameră propune un parteneriat de la un singur instrumentist până la maxim 10. Este vorba despre un colectiv între 1 și 10 persoane, fără a fi nevoie de prezența unui dirijor. Acest parteneriat întotdeauna se calibrează în timpul acordat. Pentru că, vă rog să spuneți... Am referit, da, aveți perfectă dreptate referitor la corepetitor, la muzică de cameră. M-am referit, ce am zis mai devreme, de la ceea ce fac eu la corepetiție pentru spectacole de operă. Asta m-am referit mai mult, că toată pregătirea și tot efortul pe care îl fac zilnic este pentru pregătirea acestor soliști care urmează să cânte cu orchestra. Cu orchestra pe scenă, în spectacolele de operă. Pentru că sunteți un pianist performant, câtă importanță are instrumentul? Este bine ca publicul nostru, ca melomanii, să înțeleagă că noi pianiștii cântăm la un instrument care se numește pian și care este un instrument masiv, care nu este mobil,
Așa ca și alte instrumente, el nu se poate mișca, ele sunt instrumente fixe în sălile de concert sau acasă, în privat, în camerele fiecăruia dintre noi. Cât de simplu sau cât de dificil este să vă adaptați altor instrumente? Întrebarea este de natură psihologică, pentru că, repet, ceilalți, absolut majoritatea celorlalți, pentru că și percuția intră în această categorie, poate, ceilalți instrumentiști a unei orchestre simfonice au instrumentele asupra lor în permanență. Sunt obișnuiți, sunt familiarizați, sunt o continuare a personalității lor. Pe când noi, pianiștii, trebuie să ne adaptăm instrumentelor pe care le avem la îndemână. Cum percepeți aspectul acesta? Întotdeauna i-am privit pe ceilalți instrumentiști, fie că instrumente de coarde, de suflat, cu nimic de la acest aspect, fiindcă, într-adevăr, este foarte greu să te obișnuiești, să poți să te obișnuiești de fiecare dată cu un alt instrument. Este destul de greu, dar depinde și de interpret. Depinde foarte mult. Aveți în repertoriu foarte mulți compozitori cu precădere, dat fiindcă spectacolele de pe scena noastră constanțeană îi impune acest aspect, cu precădere compozitori din perioada clasică și din perioada romantică, mai puțin din alte perioade, dar apoi și la recitalurile pe care dumneavoastră le aveți camerale, există și alte repertorii moderne sau postmoderne. Există partituri preferate, compozitori preferați, estetică anume pe care dumneavoastră o preferați? Vă simțiți în largul dumneavoastră atunci când interpretați anumiți compozitori? Da, îmi place foarte mult Bach, îmi place Schumann, îmi place Chopin, compozitorii ruși îi ador, îmi place Rachmaninov, îmi place Tchaikovsky, Mozart, Beethoven, fără Mozart, Beethoven nu se poate. Alfa și Omega, de fapt, așa începând este. De la Bach, da, așa da. Este. Așa este, deci aveți un repertoriu foarte variat, pe care dumneavoastră trebuie să vă pliați în permanență raportat de cerințele de la operă. Deci dumneavoastră preluați un solist și treceți cu el întreaga lucrare, un solist, doi, trei, nu numai unul singur, da? Treceți întreaga lucrare în acest tandem pian solist. Repetițiile durează? Da. Uneori, da. Mai ales când se lucrează la premieră, la un titlu nou, sunt repetiții destul de îndelungate. Este un volum enorm de muncă și, având în vedere că teatrul nostru are o paletă largă de lucrări în repertoriu, se întâmplă ca de la o zi la alta să schimbi partitura, care este destul de... Iată, această mare mobilitate a muzicienilor, ceea ce arată, de fapt, în altul nivel tehnic al unui muzician. O ultimă trembare, pentru că timpul a trecut atât de repede și am să vă smulg această rugăminte de a ne revedea și altă dată și cu altă ocazie. Există vreo scenă pe care v-ați dori să cântați? Mi-aș dori, sincer, o scenă într-o sală de concert în Constanța, fiindcă noi ducem lipsă de așa ceva. Asta, sincer. Apreciez și susțin ce spuneți. Da. Deci, singura sală cu o acustică bună este sala Liceului de Artă Regina Maria din Constanța. În rest, nu avem. Ducem lipsă de așa ceva. Și mi-aș dori din suflet să avem o sală de concerte frumoasă. Nădăjdim că ne aude cine trebuie. Vă mulțumesc foarte mult. Ne luăm la revedere în acest moment de la maestrul corepetitor Natalia Gribinic, o personalitate deosebită, de o mare delicatețe, ce dezvăluie, de fapt,
un talent dezvoltat, o abilitate, o agilitate și o virtuozitate pianistică pe care o apreciem, o aplaudăm și o așteptăm în continuare pe scenele noastre constanțene. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc din suflet și vă aplaudăm în continuu. Și pentru apreciere și pentru încrederea pe care ați avut-o. Vă mulțumesc din suflet. Și noi mulțumim!